Bună, Daniela sunt. Astăzi vreau să lucrați alături de mine aceste jumătăți de lămâi pe care eu am ales să le pun pe acest ploveraș micuț făcut pentru o fetiță de un anișor. Deci am pus aceste lămâi și vreau să vă rog să lucrați alături de mine. Este foarte ușor de lucrat. Eu am aici un fir de melană, o melană așa subțire și mai am un pic de portocaliu și un pic de crem. Deci, cum facem? Facem un dăm după deget, facem un laț, băgăm, introducem pe aici croșetul și luăm firul, tragem firul pe dedesubt, așa, și acum în acest cerculeț facem 6 picioare mici. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strângem firul astfel încât să se strângă acest cerculeț. Facem 3 ochi de lanț și întoarcem lucrul pe partea cealaltă. Luăm după croșet, facem aici chiar în prima buclă, în primul ochi. Facem un picior lung. Luăm din nou după croșet și facem în fiecare astfel de spațiu, facem câte 2 picioare lungi. Deci 1, 2, luăm din nou după croșet, 1, 2 și din nou 1, 2, și din nou în ultimul ochi de la rândul precedent. Mergem mai departe, tot cu 3 ochi de lanț, 1, 2, 3, și întoarcem lucru. Exact la fel, în fiecare astfel spațiu de la rândul anterior, facem câte 2 picioare lungi. Deci 1, apoi mai departe, 1, 2, mai departe, 1, 2, unu, doi. Gradul de dificultate este foarte mic. Deci pentru doamnele care știu să facă picior mic, ochi de lanț și picior mare, este foarte ușor pentru că atât include acest model. Deci ați făcut, faceți prima oară 6 picioare mici, după care la fiecare rând, în fiecare picioruș anterior, faceți câte 2 picioare lungi.
Ia uitați. Acum schimbăm culoarea, întoarcem pe spate, punem nu, albul întâi. Deci luați prin ăsta, luați firul alb și pur și simplu acum faceți câte un picior mic în fiecare spațiu de la rândul anterior. Deci câte un picior mic. Ia să vedem. Se vede? Deci, în fiecare spațiu, da, aici sus, luați câte un picior mic. Faceți câte un picior mic. Deci, chiar nu sunt dificil de făcut. Lăsăm firul alb, lăsăm mai lung, pentru că va trebui să facem aceste linii. O să prindem lămâia de ploveraș și deci firul alb nu o să-l rup. Acum întorc lucrul, fac un rând de picioare mici, exact ca la rândul anterior. Tot la fel. Deci, în fiecare spațiu de la rândul anterior, iau câte un. Fac câte un picior mic, da? Iar acum merg cu doi ochi de lanț în sus și ca să-mi iasă această margină frumoasă, acesta se numește punctul racului. Deci o să vă învăț și pe dumneavoastră cum se face. Deci ați făcut doi ochi de lanț și vă întoarceți în fiecare ochi de la rândul anterior. Din cauza asta se spune punctul racului, pentru că o luați înapoi, deci nu lucrați pe spate, da, cum am lucrat în mod normal, ci rămânem aici, pe fața lucrului, și în fiecare ochi din rândul anterior facem un picior mic. Da? Ia, să vedem. Deci, introducem. Da? Ia să văd așa, am introdus, scoatem firul și tragem. Introducem aici, scoatem, tragem. Da?
Și gata. Este lămâia noastră. Acum o să vă arăt și cum o prind de ploveraș. Să vedeți ce metodă am găsit eu. Mai întâi o să o curăț de ație. Deci v-am spus că firul acesta alb îl lăsăm un pic mai lung ca să putem să o coasem de ploveraș. Deci, pe spatele lucrului introduc în ac și trec un pic așa firul și acum mă întorc cu el înapoi. Se întărește destul de bine în felul acesta. Bun, tăiem. La fel facem și cu toate celelalte, doar pe firul lung alb îl lăsăm la urmă ca să coasem cu el. Ia, mi-e și din cadru. Deci vă duceți așa un pic, eu așa fac, așa întăresc firele. Merg un pic, apoi mă întorc. Da, și pot să mă duc din nou. Două ochiuri. Acum și celălalt. Le prind și pe cele portocalii. Le bag pe amândouă odată în ac. Și mă duc un pic cu ele înapoi. Tăiem. Așa, iar cu firul alb care noi l-am lăsat de la început, l-am lăsat mai lung. Acesta o să trebuiască să vă vină în partea dreaptă. Da? Deci dacă este în stânga, o să vă dați seama că sunteți pe dosul lucrului. Să vă vină în partea dreaptă. Eu mai vreau să mai pun aici o lămâie, dar să văd cam care va fi poziția ei. Așa, nu. Așa. Cam așa. Nu. Nici așa nu-mi place. Așa. Cred că așa o să o pun. Și am uitat să vă arăt că firul acesta îl ducem aici, capătul de fir. Ia, să întorc eu ploverașul. Deci, o să cos tocmai în vârf, aici, în vârful lămâii.
la marginea albului introducem firul. Deci introduc în vârful lămâii, apoi așa. Da. În mijlocul feliei trebuie să avem 5 astfel de raze. Așa, iar acum mergem tocmai la alb. Iar la alb eu așa fac, ca să întăresc un pic, altfel, ia uitați cum stă felia noastră. Și ca să întăresc un pic, prind și albul. Acesta este motivul pentru care lăsăm firul un pic mai lung pe acest alb. Prind și capătul aici. Și gata. O să fac în curând și modelul de plover. Deci dacă v-a plăcut și vreți să mai fiți la curent cu postările mele, vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați like, share, comentarii aștept, pentru că ele mă ghidează foarte bine în activitatea mea și în tutorialele pe care eu le voi face. Cam așa arată. Mai am una de făcut, să pun și în partea cealaltă, și acesta este ploverașul meu. V-am pupat și spor la lucru!